Despre sănătate cu domnul Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie din județul Gorj, și spuneam noi înainte de pauza de publicitate că o să continuăm cu strategia națională, aceea pusă pe tapet de reprezentanții Ministerului de Resort. Ei bine, să știți că oamenii vor să mărească salariile, pentru că am văzut în ultimii ani foarte mulți medici otulesc din țară și plecarea asta din țară nu se face pentru că oamenilor nu le-ar mai pri aerul de România sau nu ar fi suficient de patrioți, ci din considerente financiare, în majoritatea cazurilor. Nu știu Sigur, sunt de acord cu dacă dumneavoastră. există vreunul care să vrea să plece pentru că se îndrăgostește subit de nu știu ce arhitectură sau de arta dintr-o anumită țară. Nu, n-ar fi un motiv. E adevărat, pentru bani pleacă foarte mulți. Problema este că eu nu văd care va fi compensarea în România ca medicul român și nu foarte bun, mediocru, să nu plece într-un Occident unde lefurile sunt cu 3 zerouri după câte o cifră, dar în euro. Adică un medic stagiar, un medic rezident într-o țară occidentală câștigă la 2000 de euro, rezident. În România am înțeles că Câștigă, vă spun eu, 1100 de lei. Adică 11 milioane de lei vechi. 11, dar asta nu știu ce înseamnă. În euro cred că înseamnă vreo 250. Cam așa, Deci pe el a aici. câștigat de 10 ori mai mult. Cum își imaginează cineva că un tânăr, ieșit din facultate, dornic de o viață frumoasă, vrea să-și temeze o familie, vrea să se bucure de banii lui, va sta pentru 11, 1100 de lei în România, în loc să se ducă dincolo pe 2500 de euro. Va pleca în continuare. Deci, câți bani să le dea ca să rămână? Credeți că revizuirea sistemului ăstuia de salarizare pe care îl invocă reprezentanții Ministerului în Strategia Națională de Sănătate este sau o să fie așa o apă de ploaie? Adică Nu, să fie lipsit de nu importanță. au Nu o să-l observ. capacitatea de a mări suficient salariile încât să-i țină pe medici în România, pe cei care își doresc să Categoric, plece? niciodată salariul nu va fi un argument ca să rămâi în România. Din contră, va fi un argument ca să pleci din România. Deci ei ar trebui să umble la cu totul și cu totul alte resorturi de etine medicii. Cred că creșterea respectului pentru tagma medicală, acordarea unor stimulente în afara banilor, morale, dacă vreți, de poziție socială, ar putea să facă mult mai mult decât niște amărâți de leuți care îi pui la un salariu în plus. Iar ca să fim cinstiți, toți știm și nu trebuie să ne ferim de chestia asta, că românul este deștept, medicul român este și mai deștept și își întregește venitul lucrând cu materialul statului, în locațiile statului, își întregește venitul din cadourile și atențiile făcute de pacienți. Din micile atenții. Da, care nu sunt mici. Sunt mici la noi, în Gorj, aici, că suntem mai la capăt de țară. Nu încercați în București sau în centrele universitare, că sunt de mici. Sunt mai mari decât în vest. Am văzut și eu câteva mici milioane, probabil că ați văzut și dumneavoastră. Să găsești în safe-ul unui medic de nu știu unde, de pe la Iași, de exemplu, câteva zeci de mii de euro aruncați acolo, mi se pare o chestie. Poate acolo își ținea omul economiile. Era teamă să le ducă Să acasă nu ne vadă și nevasta. E posibil, dar erau pentru amantă, le da. ținea în În sertarul safe, da. de la birou. Da. Spuneți dumneavoastră că salariul pentru personalul medical nu poate crește suficient. Se vorbește în același proiect pe care domnii de la minister l-au creionat de infrastructura sanitară și de investițiile în acest domeniu. În ultimii ani ni s-a tot spus că se fac investiții, că infrastructura sanitară este precară și că ar trebui într-adevăr să se pompeze foarte mulți bani acolo. Dar știm, pe de altă parte, că grație acestor proiecte susținute de reprezentanții ministerelor, pentru că s-au perindat foarte mulți oameni de la diverse partide politice în fruntea acestui minister, s-au făcut și afaceri frumușele. S-au făcut afaceri chiar penale și avem chiar aici în județul Gorj un caz
Afacerea Steriletul, soțul unei doctorițe din Târgu Jiu, ulterior și dumneai a avut ceva probleme penale. Deci, revenind la chestia cu banii, cu salariile, dacă m-ar întreba pe mine cineva, dar nu mă întreabă nimeni decât dumneavoastră, și îmi place să vă răspund, există bani ca să dai medicilor exact la nivelul Germaniei, Italiei și Franței. Și nu cred că un om din țara asta s-ar supăra dacă medicii ar primi acești bani, iar ei să-și facă datoria. Și să nu mai existe șpagă. Și oamenii, exact, să nu mai existe nevoit șpagă. Să Pentru dea că bani. Vă spun eu, cu tot cu șpagă acolo se ajunge. Și atunci, dă-ne tu leafă. Dar Nicolae zice, i-am făcut un lucru bun. A descentralizat, a spus, domnule, spitalele să se autofinanțeze. Și așa și trebuie să facă, și au banii de la asigurări. Vor intra în țara asigurările private, care vor fi alți bani pentru spitale. Vor putea să vină în România, dacă suntem competitivi profesional, pacienți asigurați în alte state, unde există liste de așteptare. Și unde, când vor veni în România, nu vor mai sta să aștepte. Știți că în Marea Britanie sunt liste de așteptare de luni de zile. Este adevărat că noul pachet care ni-l oferă acum domnul ministru apare și la noi listele de așteptare. Și la noi listele, exact, asta voiam să vă spun. Da, și la noi sunt listele de așteptare, sau vor fi. Eu cred că vor fi mai puține decât afară. Deci posibilități de finanțare a sistemului și a salarizării oamenilor din sănătate, medici, asistenți și tot oricine lucrează acolo, există. Dar cineva trebuie să aibă curajul și voința politică de a spune, domnule, în țara românească un medic nu poate să câștige sub 1500 de euro. Punct. Spuneați dumneavoastră că există suficienți bani pentru ca medicii, asistenții să primească salarii mai mari. Da. Sau salarii nu decente. Mai mari, echivalent cu ceea ce spun în Occident, pentru că ulcerul, doamnă, se tratează la fel în România, la New York sau la Paris. Și la Târgu Jiu se tratează ca la Paris și ca la New York. Nu există alt tratament. Atunci, cine nu vrea să dea bani medicilor? Istoria, doamnă. Istoria. Nu putem da vina pe istorie. Ba da, trebuie să dăm pe istorie. Bine, dar au venit niște oameni să ne conducă și oamenii ăștia au spus că vor schimba ceea ce s-a făcut până acum. Uitați că nu schimbă. Sunt tributarii istoriei. Naiba știe ce se întâmplă. Când intră în scaunele alea, se îmbolnăvesc. Pe scaunele alea, capitonate și îmbrăcate în piele de Cordoba, cum sunt la Senat. Se îmbolnăvesc bieții oameni. Asta este. Banii există, se pot da. Spuneați de infrastructură. Doamnă, nu este obligatoriu să am doi roboți care operează nu știu cum în București, pentru că așa vrea un anumit profesor de la o anumită catedră și o anumită disciplină, are doi roboți care nu există, probabil în Germania ar mai fi unul sau doi. De ce trebuie lui doi în București? De ce? Există o afecțiune care necesită o intervenție de extraordinar de laborioasă. Păi, de la să o facem la New York, să o facem la Paris, să o facem la Londra. Care e problema? Nu trebuie să facem tot. Aduceți-vă aminte că Ceaușescu făcea avioane, făcea tancuri, tot ce vreți făcea. Nu se poate. O țară nu poate să facă absolut tot. La fel niciun sistem medical în România. Trebuie să acceptăm că noi suntem cu unul, doi pași în spatele Occidentului. Și atunci, hai să lăsăm noi ceea ce este de super, super vârf, și să rezolvăm problema Târgu Jiului și a antinevralgicului și a fașei și a, eu știu, compresei sterile. Și problemele astea cum se pot rezolva? Că cu bun și ele simț, necesită, doamnă, bani. Cu bun simț. Nu, cu banii care sunt. Nu trebuie să sărim să facem noi nu știu ce mare spital de chirurgie cardiacă la București. Pentru copii e foarte bine că se poate, dar stați un pic, stați. Mai fac și în altă parte. E așa de greu să plătim o operație afară? Nu. Nu este. Deci nu trebuie să facem noi totul. Vedeți, se bagă mult prea mulți bani în tehnica de vârf. Iar pentru bătrânii ăștia care au coxartroze, care vai de capul lor, că s-au rupt trei coaste, care mănâncă ca vai de lume, care sunt diabetici și habar n-au, pentru toți ăștia nu putem face nimic, că nu mai sunt bani. Spitalele, știți câți bani mănâncă? Enorm de mulți bani. Eu n-am fost niciodată pe de list și nici n-am să fiu. Nu mi-a plăcut Boc și nici guvernul care a fost. Dar trebuie să recunosc că a închis spitale foarte bine atunci când le-a făcut. Nu poți să ai un spital care nu-ți produce nimic. De ce?
Nu-ți plătești mai bine medicii de ambulator, de policlinică, să-și facă treaba? De ce se închisuie tot în spital? Ca să ia șpagă. Că în policlinică șpaga e mai mică. Hai să-i lăsăm să-și facă cabinete private în policlinici, unde se facă medicina de ambulator. Hai să dăm medicilor de familie sume mai mari ca să-și facă treaba. Să nu mai facă trimitere, să nu mai dea trimitere la spital. Să-și rezolve el ca pacientul acolo, dar dă-i bani pentru asta. Că dacă tu îl plătești la listă și la serviciu medical, nu îl plătești. Deci sunt niște lucruri care trebuie schimbate. Eu sunt, le urlu, dar eu sunt într-un capăt de țară. Pentru că eu îmi reprezint bine organizația și nu mai știu câtă corespondență am cu ministerul și cu Casa Națională și mai departe. Dar nu ne ia nimeni în seamă că noi suntem de la Gorj. Deci eu mereu le atrag atenția că domnul Ponta e de la Gorj și ar trebui să fie mai atenți când vorbesc cu Gorjul. Da? Ei, nu ne bagă în seamă nici din cauza lui Ponta. Dar asta e. Dar trebuie să se înțeleagă că trebuie sprijinit foarte mult, sprijinită medicina de ambulator, policlinica, unde medicii trebuie să câștige bani, medicul de familie, iar pentru spital se reduce în paturile, pentru că sunt cheltuieli în spital. Doamna, și eu am fost bolnav în viața mea. Și puțini oameni nu au fost. Cum să dormi pe o pernă de spital, pe un cearșaf ca vai de lume, pe o saltea pe care o mai duminică 300 înaintea ta, că poți să stai în patul tău acasă, să-ți facă soția mâncare, sau mama, sau prietena, să mănânci ce vrei, să fii relaxat, să ai copiii lângă tine. Cum e mai bine? Nu e mai bine așa? Să știți că și în această strategie sau în această nouă strategie, că au fost atâtea strategii în domeniul sanitar, nu numai în domeniul sanitar, știu că au fost foarte multe și în învățământ, pentru că tot timpul când se schimbă guvernarea trebuie să schimbe oamenii care vin ceva. Și ce schimbă? Strategia. Adică reușesc să modifice câte ceva pe aici, pe acolo și de multe ori să bulverseze sistemele respective. Ei bine, în această strategie nouă din domeniul sanitar se vorbește de reevaluarea spitalelor existente. Asta înseamnă că există posibilitatea ca anumite spitale să fie închise? Sper. Dacă se dovedește că nu sunt eficiente, pentru că ele vor fi clasificate, vor primi niște clasificări. Există? Sper să se întâmple chestia asta. Trebuie să se întâmple. Pentru că nu ai de ce să ai un spital cu sute de paturi. Foarte multe cazuri stau acasă. Eu făcusem la un moment dat o propunere, dar ca de obicei nu se iau. Am zis, domnule, dați-ne 9 bani, dați-ne libertatea să lucrăm și 30% din internările în spitale nu vor mai exista. Pentru că acești 30% sunt o povară pentru sistemul sanitar. Multe sunt cazuri sociale. Pe aici trebuie să se implice primăriile. Ce fac acei asistenți comunitari? Știți că există asistenți comunitari la țară? V-ați întrebat vreodată ce fac? De curiozitate mergeți să vedeți. Sunt în primării, fac fișe, scriu registre, se ocupă de agricultură. Pe rolul lor e să meargă în casele oamenilor sărmani. Să cu probleme. Vadă ce se întâmplă. Sigur, cu familiile cu anumite, în care există anumite probleme. Ei, asta vrea să le facă acum Nicolaescu. Eu cred că nu va putea să le facă. Nu are timp. Nu știm dacă nu are timp sau dacă strategia asta are și ea carențe, pentru că ne-am obișnuit ca fiecare strategie să aibă și puncte, nevralgice. Strategia e o teorie, ea se pune în practică prin diverse tactici. Nu ne lipsesc tacticile. Noi nu știm ce să facem cu spitalul, nu știm ce să facem cu ambulatorul, nu știm ce să facem cu educația sanitară, nu știm ce să facem cu medicul de familie, nu știm ce să facem cu vaccinările. Deci sunt multe lucruri pe care noi nu știm ce să facem cu ele. Le preluăm din veacul trecut, nu? Din ce s-a întâmplat înainte de 89, încercăm să le readucem într-o societate în care nu-și găsesc locul. Imaginați-vă noastră o noțiune. Ați auzit, campanie de vaccinări, nu? Cred că ați și folosit chestia asta. Sigur. Păi cum vorbim noi de campanie de vaccinări când pe lumea asta există drepturile omului? Iar omul ăla, dacă vrea, se vaccinează, dacă nu vrea, nu se vaccinează. Campania de vaccinare înseamnă că iei cu arcanul și aduci la vaccinare. Și foarte mult asta înțeleg și așa fac. E atât de greu să explici că vaccinarea nu este obligatorie. Vaccinarea e o chestie care ține de dorința omului de a face sau nu un vaccin. Și câte și mai câte asemenea lucruri. Astea sunt întrebări care trebuie dezbătute de postul nostru de televiziune, de presă. Oamenii trebuie să înțeleagă din ce în ce mai mult că sunt responsabili de propria lor viață.
că eu, doctorul Moisescu, care am 1500 de oameni în lista mea, nu sunt responsabil de viața lor. Ei sunt proprii responsabili de propriile vieți. Eu cerc să-i ajut, dar ei sunt cei care își au viața în mână. Și atunci când vin la mine și le dau un tratament prost și nu se simt bine, să vină să-mi spună, nu să stea acasă și să moară și eu nu știu ce au avut. Să aibă curaj, spune, domnule, eu nu mă simt bine. Da? Trebuie să citesc și câteva mesaje pentru că am uitat de ele în această seară. Ne scrie cineva, nu este de vină medicul care trimite pacientul să cumpere medicamente și sunt de vină cei care stau pe scaun și nu sunt buni coordonatori. Rușine să le fie. Vă salută cineva. Toată stima și respectul pentru domn doctor Aurelia din Târgu Jiu, nu știm dacă este sau nu medic. Cert este că sunt oameni care trec prin sau au la un moment dat interacționează cu acest sistem sanitar, nu că ar fi angajați ai lor, ci pentru că îi împinge soarta la un moment dat prin aceste instituții ale sistemului nostru medical. Oamenii pleacă de acolo cu diverse opinii. Unii care au bani spun că nu este chiar rău. De ce? Pentru că știm că există anumite spații unde dacă plătești ești foarte bine tratat, acele rezerve de lux. Știm că și medicii sunt mai atenți atunci când pacientul este mai darnic, dar sunt și oameni care în momentul în care pleacă din spital au decât cuvinte foarte dure pentru medici. Medici, asistente, până la femeia de serviciu. Știți că până acolo merge de obicei șpaga. Nu, merge până la portar, doamne. Până la portar merge șpaga. Și atunci oamenii ăștia ce să creadă? Pentru ei nicio guvernare nu aduce o schimbare bună. Nu guvernarea trebuie să aducă schimbarea. Eu am spus-o întotdeauna, oamenii trebuie să-și cunoască drepturile, doamne. Vă întreb, discutam astăzi cu un avocat. Avocat. Știți că nu au contracte de asigurat? Noastră aveți? Aveți un contract de asigurat? Noastră plătiți niște bani. Plătesc bani, eu am un contract de cu o firmă. Nu vorbesc de asigurarea privată. Privată. Nu, asigurarea cu prietenul nostru, domnul Bondoc. Cu dumnealui, aveți, știți că e posibil să am. Nu, n-aveți un act, dar îi dați bani. L-ați întrebat, domnule, dar de ce vă dau banii ăștia? Ce drepturi am eu pentru banii ăștia? Deci toți acești oameni care plătesc asigurare, a întrebat vreunul, domnule, dați-mi o hârtie să văd pentru ce vă dau banii ăștia. Cum să scot eu banul din buzunar? Pe ce? Păi stați puțin, dar și că mie acum, nu, omul nu scoate de bunăvoie banul din buzunar, îi se oprește. Pentru că știți, statul nostru... Dar trebuie să primească ceva statul în schimb, nostru, doamnă. Așa acționează. Nu, el trebuie să primească în schimb sănătate. Iar sănătatea pe care o primește el în schimb este trecută într-un contract de asigurat. Omul trebuie să-și ceară acest contract. Spune, eu am drepturile astea. A, B, C, D. Domnul Bondoc, nu mi-ai respectat dreptul A. Păi eu te-am plătit și te dau în judecată. Câți fac treaba asta? Probabil undeva spre zero. Nu știu câți oameni merg la Casa de Asigurări de Sănătate să îl tragă de mână, pe domnul Bondoc sau pe altcineva de acolo. De zile... Oricum nu i-ar găsi, stați liniștit. De ani de zile când trec în televiziune, eu spun treaba asta. Duceți-vă la casele de asigurări, Casa de Asigurări și cereți contractele de asigurări. Să știți pentru ce dați banii. Că-i puțin, că-i mult. Dar acolo scrie, domnule, îți dau banii pentru A, B, C, D. Nu mi-ai făcut A și în situația asta te dau în judecată că ți-am dat bani. Să vedeți ce bine ar merge treburile atunci. Eu vreau să vă întreb, pentru că la un moment dat ați spus că sunteți de acord cu managementul la spital. Știți că la noi există un management privat chiar, foarte la Spitalul bine. Județean din Târgu Jiu, însă nici aici nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Singurele care s-au schimbat au fost tot niște privatizări. Adică s-a privatizat spălătoria, acum este o firmă privată care spală acele cearșafuri rupte, pentru că ele nu s-au schimbat. Nu cumva costă mai mult decât înainte. Nu știm, noi o să cerem celor de la Spitalul Județean
în baza legii care ne dă dreptul să primim informații de interes public, pentru că sunt bani publici, să ne spună care este diferența de preț. Eu am avut o discuție cu doamna manager de la Spitalul Județean. Foarte puțin am stat de vorbă, vreo 15-20 minute, când ne-am și cunoscut, mi-a făcut o impresie bună. Dânsa vine dintr-un institut mare, institut din București, unde a manageriat un institut din București, nu știu dacă am înțeles bine sau rău, dar deci vine cu o experiență serioasă în spate și sunt convins că dacă dorește să facă și este lăsată să facă, ar putea să facă transformări interesante în Spitalul Târgu Jiu. Una iar din transformările astea, să știți că este o altă privatizare, s-a vorbit foarte mult de ea, privatizarea centrului de analize din spital, a laboratorului. Acum nu știu cât de bine este să pui un management privat, pentru că este o firmă care se ocupă de administrarea treburilor din Spitalul Județean, iar firma respectivă să fie un paravan între cetățeanul de rând care nu mai vede ce se întâmplă dincolo de acest paravan și unde de fapt se fac niște privatizări. S-ar fi putut face acele privatizări și fără un management privat, adică fără să plătim niște bani unei firme, doar că se numește ea firmă de manageriat. Managementul privat presupune altceva. Asumarea responsabilității activității acestui spital. Asta înseamnă managementul privat. Și cine îi trage la răspundere pe acești manageri privați? Pe cine a făcut contractul cu ei? Acel Consiliu de Administrație. Deci Consiliul de Administrație al spitalului a angajat acest manager privat și îl trage la răspundere. El trebuie să prezinte niște rapoarte. Ce se întâmplă azi, ce se întâmplă peste 3 săptămâni, peste 5 luni. Și dacă acele rapoarte nu sunt în conforme proiectului de dezvoltare a spitalului, dai cu el de pământ. Iar el e responsabil cu propria lui pungă, cu banii lui din buzunar. Eu așa văd managementul privat, eu nu-l văd altfel. Iar faptul că anumite servicii din spital se privatizează, să zici că nu e un lucru rău. Dar, că aici apare un dar, ele trebuie să-și aibă administrația lor privată, să-și aibă profiturile pe care le merită, dar trebuie să fie perfect integrate în activitatea spitalului. Și atunci nu mă interesează dacă e plătit de la stat, de la Consiliul Județean sau din Casa de Asigurări pe... Deci nu asta este foarte important. Să știți că foarte multe lucruri sunt private pe lumea asta și merg extraordinar de bine. Da, ar fi bine dacă și la spitalul sau și în Spitalul Județean lucrurile ar merge mai bine în acest management privat. Hai să-i credităm, că sunt doar două luni. Știți, cum de două luni? Îi credităm de vreun an încoace. De două luni a fost schimbat managerul privat, adică firma de manageriat și-a luat omul care a condus vreun an Spitalul Județean și a adus altul. Acum... sursele noastre spun că ar fi fost anumite interese la mijloc, însă până nu există, până nu apar niște dovezi publice, nu putem să spunem nici noi mai mult. Am vorbit însă de acele privatizări care s-au făcut de când a fost instituit managementul privat. Sperăm ca ele să nu fie singurele schimbări pe care a reușit să le facă această formă de administrare a unității spitalicești. Și un lucru pe care eu îl găsesc foarte grav. Faptul că în momentul în care a fost impus acest management privat, presa nu a mai avut acces în Spitalul Județean, acolo unde tot timpul se găsesc mici nereguli, să le spunem mici, deși uneori au fost descoperite și mari nereguli. Ei bine, dumnealor nu au mai dat acces, nu au mai acordat acces reprezentanților media locale în spital, deci nu s-a mai aflat mare lucru din ceea ce se întâmplă pe acolo. Mi se pare transparența o chestie, în primul rând, de bun simț. Iar atunci când discutăm de bani publici, transparența este absolut... Nu am trebuit cu democrația. Atunci când vorbim de banul public, transparența trebuie să fie 100%. Pentru că nu este banul unei persoane, este banul nostru, al tuturor. Și atunci noi trebuie să știm ce se întâmplă cu banul nostru. La fel cum trebuie să fie transparent Parlamentul, Guvernul, Consiliul Județean, Primăria și așa mai departe, Poliția... Deci noi încă trăim într-o secretomanie de acum 25 de ani. Vedeți când vă spun eu că istoria ne face probleme. Așa suntem noi obișnuiți.
Când spuneți istorie, v-am întrebat de ce dați vina pe istorie. Când spuneți istorie, vă referiți la metehnele pe care le-am dus cu noi până în ziua de Două astăzi? Două lucruri le-am tras cu noi. Ascunzișul. În perioada aceea, o perioadă de urmăriri, de o perioadă rea, oamenii se ascundeau, erau ascunși. Și asta a fost unul care a intrat după noi și frica. Sunt cele două lucruri pe care noi le aducem din istorie, din istoria nenorocită. Când noi vom scăpa de frică și vom avea curajul faptelor noastre să ni le recunoaștem, țara asta va arăta altfel. Țara asta va arăta altfel. Și credeți că vom ajunge acolo încât să ne asumăm propriile fapte? Doamnă, eu am început să mi le asum. După câte vedeți, vorbesc atât de liber și mi-am asumat. Dar știți că foarte important ca o societate să evolueze este asumarea faptelor celor care o conduc. Pentru că atâta timp cât ei nu-și asumă ceea ce fac, nici societatea pe care o trag după ei nu o să evolueze. Doamne, la 4 ani îi dăm jos, îi schimbăm, punem pe alții. De fiecare dată trebuie să vedem pe cine punem. Eu am participat la o campanie electorală. Pentru că eu am fost și sunt, fără să fiu, cum se cheamă, militant. Eu sunt liberal. Asta e structura mea. Asta e profesiunea pe care o fac. E o profesiune liberală. Deci eu susțin o doctrină liberală. Așa sunt eu făcut. Bun. N-a ieșit cum am vrut eu. A ieșit altfel. Și dacă lucrurile nu merg bine, vom schimba. Pentru că eu ies în campanie electorală. Mă duc pe stradă și spun omului de lângă mine, domnule, votează, nu sta acasă. De ce să stăm acasă? M-am uitat acum, a promulgat președintele legea cu referendumul 30%. Mi se pare o mare greșeală. Nu, domnule, obligă, ca în țări normale în Europa Occidentală, unde ești obligat să vii la vot. Deci fiecare român este obligat să meargă la vot. Și dacă vine la vot, atunci trebuie să fie și responsabil de ceea ce face. Nu mai poți să spui că guvernul. Păi tu l-ai pus neică. Deci trebuie să fii responsabil. Oricum, cetățeanul îi pune și probabil ăsta este unul din motivele pentru care prezența la vot în ultimii ani a fost tot mai mică. Am avut acum, la ultimele alegeri, o prezență foarte mare pentru că se făcuseră cei 4 ani și trebuia dat jos un guvern. A fost dat jos un guvern, am pus altul, dar iată, nu se întâmplă ceea ce se promitea atunci, ceea ce se promitea acum. Eu am speranțe. Eu am speranțe. Aveți speranțe? Spuneați că sunteți un penelist convins, dar credeți că... Nu un penelist, că... un liberal. Un liberal. Vă rog. Credeți că USL-ul va mai rezista? Pentru că am văzut de vreo lună, o lună și jumătate încoace, că atacurile sunt din ce în ce mai fără perdea. Între reprezentanții de la frunte, din fruntea celor două partide. Dacă mă întrebați partide. Ce vreau, sau cum cred eu că ar trebui, mă întrebați de lucruri diferite. Așa că vă răspund la cum cred eu că ar trebui să fie. Ar trebui să reziste. De ce ar trebui să reziste? Pentru acest... Această strategie pe 6 ani pe care o aveți în față. Dar pentru că această face strategie, mereu strategii... nu știu dacă o să fie una bună în cele din urmă. Pentru că spuneam, am mai avut strategii sau am mai avut proiecte că o strategie, de strategie. Mai spun altă, strategiile se fac cu tactici. Nu strategia este foarte importantă, pentru că tot ce spui acolo sunt lucruri bune. Cum ajungi la ele este extraordinar de important. Cât de repede ajungi la ele și cât de conștientă va fi populația sau cât de conștient va fi beneficiarii acestei strategii de efortul care se face pentru ca lor să le fie mai bine. Pentru că lucrurile sunt legate între ele. Sunt legate între ele. Deci este nevoie ca o asemenea strategie pe 6 ani, pe 10 ani, pe 20 ani, pe cât ori fi, să reziste, este nevoie ca un guvern să rămână la putere. Iar ca acest guvern să rămână la putere, trebuie ca PNL-ul cu PSD-ul și... Cine a spus dumneavoastră că Partidul mai este conservator. Conservator și mai există sunt un sunt aliații dumneavoastră. Și mai există, nu mai sunt. Și mai există un NPR-ul care este o nașul. Proptă. E nașul, așa. O proptă. Așa. Nu chiar, nașul, nașul este un rang prea mare pentru ei. Da? Deci, ei trebuie să meargă înainte. Dacă vor să facă ceva și dacă ce scrie acolo și presupun că există strategii în toate domeniile, numai în sănătate. Și ce scrie în aceste strategii e corect. Eu m-am uitat pe planul de guvernare.
proiectul de guvernare. Iar acest proiect de guvernare pe care l-au făcut și program de guvernare este asumat de toate cele patru partide. Și au obligația, dacă au elementar bun simț și elementar caracter, să pună în aplicare ce au scris acolo. Bine, acum au ajuns într-un impas. S-ar putea ca ceea ce este scris acolo să nu poată fi realizat. Credeți că este ăsta unul dintre motivele pentru care se clatină bărcuța în care se află cei trei membri? Bărcuța se clatină din cauza clientelei. Nu se clatină datorită șefilor de partid, nu. Există o clientelă. Ce se face? Există o singură casă de asigurări în Goș. Nu poți să pui doi președinți. Trebuie să fie unul. Există o singură... Ce mai sunt de concert? Și pretendenți sunt trei. Trei, cinci, șapte. Și acum știți cum e. Bine ar fi să facă pe rotație. Dar de ce nu se poate scăpa de această clientelă? Pentru că noi nu știm să respectăm tehnicianul, profesionistul. Dacă eu mă uit la școală, discutam cu un prieten care e și director de școală și zic, mă, dar zi trecută, ai fost într-un părere cu altul, păi, dar nu mai eram director la școală dacă nu schimbam partidul. Și atunci m-am uitat așa la el. Mă, să fii director la școală, așa un lucru important? Că dacă ești bun, ar trebui să te ține toți. Nu așa vi se pare normal? Nu, în momentul de față a fi director la școală înseamnă a scoate catedrele pe care le vrei la concurs, adică a dispune de niște posturi și automat de niște oameni. Pentru că posturile sunt scoase la concurs, pot fi scoase la concurs pentru anumiți oameni. Dacă vreau, le scot, dacă nu, spun că nu am nevoie de ele, de catedrele respective. Cam asta înseamnă să fii director. Noi am două fete. Sunt gemene și dau admitere la facultate anul ăsta. Și ele au medii mari. Să am încredere în mediile alea de mari pe care le au sau să mă îndoiesc? Nu știu. Există și evaluare proprie. Le puteți supune unei evaluări dacă nu mai aveți încredere în sistemul de învățământ. La mari universități din lumea asta, știți că se intră cu CV-ul, se trimite un CV și cine se ocupă acolo de colectarea studenților, îl studiază și în funcție ce scrie în CV-ul ăla, te admite sau nu la facultate. Nu trebuie să mai dai niciun examen. Nu vi se pare corect așa? Dar pentru asta profesorii trebuie să fie corecți, buni, directorii trebuie să fie corecți, să aibă cadrele didactice cele mai bune care se pot avea în școală, condițiile de învățare trebuie să fie foarte bune și așa mai departe. Deci profesionalismul pe primul loc. Asta e valabil și în spital, și în învățământ, și în SNLO sau cum se cheamă chestia asta, Oltenia? Acum se numește CEO. Acum se Dar cheamă, e aceeași, același SNLO cu altă titulatură. Așa, deci trebuie să avem profesioniști. Până nu vom avea profesioniști peste toți. Oameni responsabili de faptele lor. Oameni conștienți că au responsabilitate față de viitor. Nu vom mai putea ajunge absolut nicăieri și niciodată. Avem profesioniști, dar mulți dintre ei pleacă în afară. Alții sunt dar rămân, doamne, rămân undeva în, și asta e o în păturile de jos. Și asta acceptă să facă orice pentru că le este probabil mai bine acolo decât să iasă precum păduchele în frunte. Ceea ce preferă cei care intră în politica activă și vor cu tot din adinsul să obțină niște funcții cu susținerea politicului. Da, dar știți că pentru crezul lor unii oameni au fost arși pe rug? Ei, acum să știți că nu se mai poate. Poate nu arși pe rug, dar măcar să certe cu șeful. Dar să-și mențină punctul de vedere. E așa de greu? Credeți că vom ajunge ca specialiștii să se poată impune? Dacă sunt specialiști, să se autoimpună? Dacă sunt sau specialiști, să reușească oamenii ăștia care ne conduc să accepte că avem specialiști care sunt mai buni decât ei și să le cedeze locurile? Un conducător bun nu este ăla care este cel mai deștept dintre toți, ci cel care reușește să se înconjoare cu cei mai buni specialiști posibili. Ăla este și un bun conducător. De ce nu fac politicienii noștri? Pentru că un prost, dacă nu e și fudul, parcă nu e prost destul. Deci România e plină de pilde de astea și de vorbe de duh.
Cu cât ești mai prost, cu atât dorești ca în jurul tău să fie oameni și mai prost ca tu să fii number one. Adică un pic mai bun decât ei. Când o să înțeleagă că ești bun cinește în momentul în care în jurul tău ai oameni buni și atunci reușești, atunci va fi ok. Până atunci nu. Dacă tu vrei să fii cel mai bun, e o greșeală. Mare de tot. Eu nu pot să fii bun tot. Să sperăm că vor reuși să se impună profesioniștii și că de acum înainte cei care vor ocupa funcții vor fi nu politicienii sau, dacă sunt politicieni, pe alte criterii decât cele de cumetrii. Să sperăm că anul 2014 va fi, spuneam eu, mai bun, cel puțin decât anul 2013. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea în această seară. Vă mai așteptăm să discutăm despre sistemul sanitar la următoarele modificări ce vor fi aduse. Nu știm dacă ele vor fi bune sau rele, pentru că politicienii tot timpul am văzut ne oferă surprize, dar să fim încrezători la început de an și oricând să sperăm că vor fi unele bune. Oricând vin cu mulțumesc plăcere. Foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem luni la aceeași oră, Dilemele Zilei. Ne găsiți și pe Facebook, ne găsiți și pe net, ne găsiți și la adresa de mail pe care ne puteți scrie, dilemelezilei@rontele3.ro. O seară bună în continuare!